După ce în 2023 au luat locul 2 la nivel de raionul Căușin ca fiind una dintre cele mai amenajate localități ale raionului, colaboratorii primăriei satului Opaci au decis să înceapă noul an printr-o inițiativă de plantare a 360 de trandafiri. Plantele au fost sădite în diverse zone ale localității, iar locuitorii s-au implicat în acțiunea de înflorire a satului. Eu cred că e foarte important pentru frumusețea satului și asta eu cred că e fața satului pentru tot, adică ar fi bine și să păstreze toată frumusețea asta, când într-adevăr noi de multe ori punem aici, dar ei distrug. Dar pentru o societate mai frumoasă, pentru copii, pentru chiar și așelași care vin la odihnă, oameni străini, la monumentul lui Mihai Eminescu, eu cred că e frumos. Pentru frumos și pentru curățenie. Primarul localității, Roman Pinteac, afirmă că trandafirii au fost cumpărați dintr-o pepinieră din satul Zaim și că are garanția că aceștia se vor prinde. Aceștia sunt trandafiri roșii care am procurat de la Zaim. Ca atare, anul trecut am câștigat locul 2 pe curățenie în raion, satul Opaci a câștigat și cu părere de bine, banii îi folosim de-abia acum, dar sperăm foarte mult să ne fie de folos. Acționăm la, să zicem așa, la îndemnul domnului care se ocupă cu trandafirii. Dumnealui mi-a spus că trebuie depus acum cu pământul dezghețat și călduț afară. Ia stupăm cu pământ, le dăm mai mult pământ deasupra și cred că nu o să fie probleme timp de iarnă. Luând în vedere faptul că în ultimii ani iernile nu sunt așa geroase, avem toate șansele ca ei să prindă prima primăvară. La noi, ca de obicei, angajați primării se implică cam la toate, să zicem așa, evenimentele astea, nu ce țin de lucru, dar în afara lucrului. Și lucrătorii de la Servcom. Aici e ca un fel de sport. Noi ne străduim să depunem tot efort ca la anul viitor să luptăm pentru locul întâi. Sătenii susțin că această acțiune nu doar îmbogățește peisajul local, ci aduce și beneficii ecologice, contribuind la creșterea biodiversității și la îmbunătățirea calității aerului din zonă. Și mai ecologic și aer mai curat. Pentru viitor, pentru copiii noștri. Locuitorii satului Opaci spun că vor urmări cu bucurie evoluția grădinii de trandafiri în lunile următoare și sunt pregătiți pentru noi inițiative care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a satului lor.